Este doliu imens după ce actorul Mohan s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Acesta a jucat în numeroase comedii, mai mult în roluri secundare. Rolul care i-a adus celebritatea fiind cel din filmul Aporva Sagodar Argal, din 1989. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, localnicii i-au găsit cadavrul pe o șosea și au anunțat imediat poliția. Cadavrul lui Mohan a fost trimis la Spitalul Guvernamental Madurai pentru autopsie. Deocamdată, cauza morții nu a fost stabilită, iar rudele sale au evitat să facă comentarii. Potrivit unor surse, actorul în vârstă de 60 de ani se chinuia să-și găsească de lucru și se confrunta cu o criză financiară. Mohan, născut în Metur, în districtul Salem, încerca de mai bine de 5 ani să revină în atenția regizorilor și producătorilor din industria filmului. După ce s-a mutat din orașul natal, actorul a locuit în zone rău famate ale orașului New Delhi pentru că nu a reușit să mai facă față cheltuielilor. Se pare că ar fi ajuns chiar să cerșească pentru a putea supraviețui. Sincere condoleanțe familiei!